Salut, eu sunt Bogdan și astăzi voi face unboxing-ul Husei Urban Armor Gear pentru Samsung Galaxy S6. Le mulțumesc foarte mult celor de la Urban Armor Gear pentru că mi-au trimis această husă pentru review și haideți să vedem husa direct pe site-ul lor. Cam așa arată husa, prețul său este de 32,15 euro, deci prețurile nu mai sunt în dolari, de acum sunt în euro. Și dacă stau să mă gândesc bine, 32,15 euro este echivalentul la 35 de dolari, cum erau prețurile înainte. Deci aceasta este husa, noul model Ash, probabil ați văzut-o și pe Galaxy S6 Edge, am făcut un video și va mai veni un video pentru HTC One M9. Deci da, 32,15 euro, cam așa arată husa. Transportul este gratuit în România. Și haideți să vedem husa. Stați mai să focusez. Aici a fost adresa mea și am dat puțin cu pixul. Am scos husa din plic și iată cum arată cutia. La fel ca în cazul husei pentru Galaxy S6 Edge, cutia s-a schimbat, nu mai este făcută din acel carton, de acum este făcută din plastic. Și haideți să vedem ce avem pe cutie, bineînțeles logo-ul Urban Armor Gear, o porțiune unde putem vedea husa, jos ne spune că este rezistentă la șocuri, este ușoară și avem o folie de protecție inclusă în pachet. Pentru Samsung Galaxy S6, pe laterale Urban Armor Gear și cam atât logo-ul, pe spate Urban Armor Gear, din nou că este ușoară, este rezistentă la șocuri, nu avem probleme la cameră, de fapt la blitz. Butoanele se apasă ușor, avem o folie de protecție și avem niște colțuri făcute dintr-un plastic diferit, un plastic mai tare. Coduri de bare și nimic interesant, serii și așa mai departe, jos niște date de la distribuitor și haideți să o deschidem. Să vedem cum tăiem acest sigiliu. Iată că am reușit. Se desfac mult mai greu aceste cutii. Iată husa. În partea de sus avem prins un pliculeț în care se ascunde squeegee-ul și o cârpă din microfibră. Squeegee-ul pentru ajutor la aplicarea foliei. Aceasta este husa care este pusă într-un suport din plastic. O scoatem și în interiorul său găsim folia de protecție. Vă spun de acum, sunt niște folii foarte bune, foarte calitative, se zgârie foarte greu. Am folosit-o pe iPhone 6, iPhone 6 Plus și da, sunt niște folii foarte calitative, se zgârie foarte greu și cu siguranță vă proteja telefonul. Aceasta este husa, modelul Ash. Observați, spatele este dintr-un plastic gri transparent cu designul clasic Urban Armor Gear și logo-ul. O tăietură mare pentru cameră, dar haide să punem telefonul în ea. Destul de ușor de pus și pot spune că arată foarte bine acest telefon în husă, mai ales că este varianta neagră a telefonului și se asortează. Observați sus, nu avem probleme la cameră. Stați mai să vă arăt mai de aproape. Deci nu avem probleme la cameră. Avem un loc special unde să punem degetul, astfel încât degetul va veni fix pe senzor atunci când avem nevoie să măsurăm pulsul. Camera, deci o tăietură mare pentru cameră, logo-ul, designul clasic Urban Armor Gear cu aceste imitații de șuruburi, spate glossy, margini făcute din cauciuc și colțuri dintr-un plastic tare. În partea de jos avem o tăietură mare pentru portul micro USB 2.0, o tăietură mare pentru jack, pentru microfon și pentru difuzor. În partea de sus avem tăieturi speciale pentru portul infraroșu și pentru microfon. În laterale avem butoanele de volum care sunt acoperite și se apasă foarte ușor. Bineînțeles, vor fi și protejate. La fel și în partea dreaptă, butonul power care se apasă foarte ușor. Pe margine avem niște porțiuni din cauciuc care evident vor ajuta la grip și nu vei scăpa telefonul din mână, nu va aneca atât de ușor. S6 fiind făcut din sticlă, la fel ca în cazul lui Galaxy S6 Edge,
atunci când ai mâna rece, alunecă foarte, foarte ușor. La fel ca și în cazul lui HTC One M9, acel aluminiu alunecă foarte, foarte rău atunci când ai mâna rece. E bine, această husă rezolvă problema, se simte foarte bine în mână, telefonul este protejat, avem o margine care iese cu aproximativ 1 mm deasupra ecranului, astfel încât atunci când îl vei pune pe o suprafață, ecranul nu va atinge suprafața respectivă. La fel și camera, avem o porțiune care este deasupra camerei, deci nici aceasta nu se va zgâria atât de ușor. Și cam atât cu acest video, le mulțumesc încă o dată celor de la Urban Armor Gear pentru că mi-au trimis această husă pentru review. Voi nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și eventual să-i dați și un share acestui videoclip dacă v-a plăcut foarte mult. Noi ne vedem data viitoare!